acest marș pe care l-a promis invitatul Muntele pentru a atrage atenția celor care ne guvernează, politicienilor care ne mint că Umedoarea suntem noi și Umedoarea trebuie să se trecească. Astăzi, complexul energetic Unedoara este în insolvență și la un pas de faliment. Nu am ajuns în această situație pentru că vreunul dintre cei care se află aici, pentru că vreunul dintre cei care astăzi sunt în termocentrală sau în mină, pentru că vreunul dintre colegii noștri n-a putut să vină astăzi aici. Unedoara suntem noi! 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 Interesul național al vecinilor noștri se vede. Interesul național al României unde este? Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Hoții! 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 Nu avem voie să înțelegem că această nevoie a Uniunii Europene este și nevoia noastră națională. Muncim, nu să cerșim! Vrem să muncim, nu să cerșim! Îl invit în fața dumneavoastră pe colegul meu de la Federația Națională Energie, Mine Energie, Dumitru Părvulescu. Vă rog bun! Toți colegii dumneavoastră din Federația Națională Mine Energie, fie că sunt de la Nuclear Electrica, de la termocentrala Rovinari, de la carierele din Rovinari, de la cariera Roșia. Am reușit să fie alături de câteva din care am strigat împreună